Dragostea este inepuizabilă pentru cei care o apreciază cu adevărat. A oferi iubire nu este ceva copleșitor. Dragostea nu face rău însă dezamăgirea, da, ea fiind cea care ne deprimă. Unii oameni oferă iubire aproape orbește, nerealizând că totul trebuie să aibă o limită. Alții au impresia că a primi atenție, complimente, favoruri și afecțiune este ceva foarte firesc, nerealizând că orice relație este un joc continuu de a da și de a primi. Dragostea necondiționată trebuie respectată. Aceasta este, de pildă, dragostea unei mame față de fiul său, un sentiment nobil pe care fiecare dintre noi trebuie să-l înțelegem și să-l apreciem. Însă, dragostea Costa necondiționată poate să ne aducă probleme. Nu toată lumea din jur merită afecțiune și respect, în special cei care se comportă urât cu noi. Treptat, dezamăgirea ne va epuiza și în cele din urmă vom simți nevoia să ne lăsăm păgubași. Până vom ajunge la acel punct vom experimenta o serie de emoții complexe și faze emoționale dificile. Ce ne vor face? Să punem sub semnul întrebării mai multe aspecte. Când cineva te dezamăgește pentru prima dată este cazul să reflectezi și să Decizi cum să acționezi de îndată ce ochii ți se deschid. Trebuie să soluționezi situația ce îți provoacă suferință și să o faci tot posibilul pentru a o evita pe viitor, relatează Dosa de Sănătate